Stimați compatrioți, mulți din dumneavoastră nu cred în nimeni. Încrederea în Moldova a fost ucisă de cei care s-au gândit numai la buzunarul său. Dar astăzi, partidul nostru al lui Renato Usatăi mi-a propus să devin președinte, ca prin fapte să eliberăm Moldova de subjugul lui Plahotniuc, printr-un singur decret cu privire la dizolvarea Parlamentului. Votul dumneavoastră pentru mine este semnătura pe acest decret.